am sunat pe colega mea să-mi aducă o scrisoare ca să vedem dacă știe cineva. Da. Numai până la 3 și o strigăm? Da! Sigur, puteți? Da! Bine, hai! 1, 2, 3! Poate n-a auzit, poate a fost o problemă. Mai încercăm o dată? Da! 1, 2, 3. Pare că este interesant, faceți poză. Poza respectivă, în funcție de cantitatea de deșeuri colectate de voi acasă. Premiile constau în table magnetice, seturi de mingi de fotbal, basket, volei. Puteți să aplaudați, poza. Bun. Deci. Ok. În proiectul ăsta avem mai multe concursuri. Unul dintre concursuri are legătură cu voi personal, se numește Reporterul cu atitudine și punem la bătaie 30 de smartphone-uri. Nu sunt gratis. Nu sunt gratis. Asta nu înseamnă că dacă le punem la bătaie sunt gratis. Deci, ce trebuie să faceți să câștigați? Așa, pe de. Am înțeles. Bine, Marian, fii atent. Aici este o scrisoare pe care trebuie să o dăm părinților, da? M-a ajuns să o citim? Copiii, ascultați pe Marian? Ia, hai să-l aplaudăm, să-l încurajăm un pic. Ok. Haideți să-l ascultăm, vă rog. Dragă mame și tate, de când am învățat că e o super importanță, mă... grijă, să am grijă zi de zi, absolut oriunde aș fi. Să arunc gunoaiele numai în containere, galbene ținând bine în cartoane și hârtie. Tot el este special pentru plastic și metal. Verdele de-ai căuta pune sticla imediat, dacă nu, noi toți selectăm, reușim să reciclăm și resurse să salvăm. Azi, caravana cu atitudine Stai. Vă rog să ne ascultăm. Așa că, dragii mei, părinți, vă invit să vă gândiți la mine atunci când veți depune selectiv deșeurile. Cu drag al tău iubit copil. Bravo! Hai să-l aplaudăm! Bravo! Felicitări! Mulțumesc! Regalul ăsta stează cu viața!